Nu doar simplii cetățenii municipiului au probleme cu cerșetorii și cu oamenii străzii, ci și o parte a instituțiilor din oraș. Societatea Drusal și Poliția Locală Baia Mare sunt două dintre ele. Prima se plânge de faptul că cei fără adăpost sau surse de venit caută în tomberoanele de pe platformele pentru deșeuri din cartiere materiale reciclabile, pe care să le poată apoi vinde unor firme din oraș. Problema este, în primul rând, că împrăștie resturile depozitate în perimetrele respective, iar în al doilea rând, că fură. Directorul Drusal Baia Mare, Mihai Apan, susține că, potrivit legii, deșeurile depuse la recipienții de colectare devin proprietatea Drusal, iar firma este abilitată să se ocupe de colectarea și reciclarea lor. Acesta susține că în ultima vreme au apărut mai multe firme pe raza orașului care colectează materiale reciclabile și care și plătesc pentru ce se achiziționează. Apan susține că în acest caz se pune și problema unei economii subterane și acuză poliția locală de complicitate, și asta pentru că nu ia măsuri. Complice la faptul că noi nu plătim redevența corespunzătoare, complice la faptul că noi dăm oameni afară din moment ce această activitate este în curs de dispariție, complice la toată economia de subteran și evaziune fiscală care există. Deci este foarte important ca să ia frâiele în mână și să facă ordine. Căruțe trase de cai, pline de gunoaie menajere, fac stânga peste linie continuă, pun în pericol securitatea traficului, căruța nefiind înregistrată nu pot fi identificați în caz că ar face un accident, fură din orice locație. Șeful poliției locale recunoaște că pe numele instituției au ajuns mai multe sesizări din partea agentului economic. Noi am dat curs acestor sesizări, am introdus în itinerariile de patrulare ale polițiștilor locali de la ordine publică aceste zone cu recomandarea de a identifica persoanele care săvârșesc astfel de fapte și să le comunicăm dumnealor datele, întrucât ei sunt proprietarii acelor bunuri reciclabile și ei ar trebui să facă sesizări la Poliția Municipiului Baia Mare, deoarece este vorba de infracțiunea de sustragere, de furt, practic, iar poliția locală nu are atribuții pe așa ceva. Gheorghe Perian afirmă că au fost identificate persoane care s-au pretat la astfel de lucruri și s-a luat măsura sancționării lor, dar de cele mai multe ori respectivele nu au bunuri și în consecință nu pot fi plătite amenzile. Directorul Drusal Baia Mare este cu atât mai mult supărat cu cât firma pe care o reprezintă investește bani în sisteme moderne pentru colectarea deșeurilor și salubrizarea orașului, iar vânzarea materialelor reciclabile este o sursă de bani, inclusiv pentru agentul economic.